Conducerea organizației PSD Neamț a subliniat într-o conferință de presă susținută vineri 15 aprilie 2016 la sediul formațiunii politice determinarea de continuare a reformării partidului în ciuda unor opoziții din interior. Președintele PSD Neamț, deputatul Ionel Arsene, a subliniat că ultimele plecări din partid nu au produs nici pagube de imagine și nici pagube electorale de natură să demobilizeze echipa. Propunerile pe care noi le-am primit din comunitate, din cadrul societății civile și oameni pe care noi îi propunem pe listele PSD pentru consiliile locale. Așa cum am mai spus, din punctul meu de vedere, orice plecare din partid nu ne bucură, însă toate plecările care au fost nu produc pagube Partidului Social Democrat, nici de imagine și nici pagube electorale. Proiectele politice pe care și Aurelia Simeonică și Vlad Marcoci le au, nu coincid cu interesul Partidului Social Democrat și mai grav nu coincid cu interesul cetățeanului din județul Neamț. Iar prin venirea doamnei Luminița Bârlan în marea familie a PSD Neamț, în funcția de președinte al organizației municipale, PSD Neamț s-a întărit considerabil. Deputatul Liviu Harbuz, candidat pentru postul de edil șef al primăriei Piatra Neamț, va face echipă cu profesoara Luminița Bârlan, noul președinte al organizației municipale din municipiul Reședință de Județ. Echipa pe care PSD Neamț o propune pentru municipiul Piatra Neamț este domnul deputat Liviu Harbuz, primar, și doamna profesor Luminița Bârlan, viceprimar. Eu am mare încredere în acești doi oameni. Noi, cei din PSD Neamț, avem încredere în ei. Am încredere în capacitatea domnului deputat Liviu Harbuz de a aduce primăria Piatra Neamț pe calea bună, de a scoate primăria Piatra Neamț din gaura în care este astăzi, și cred că prin tot ceea ce a făcut domnia sa în toate funcțiile publice pe care le-a ocupat, a demonstrat că este un om valoros, un om priceput, în primul rând, și un om care poate face performanță în funcția de primar al municipiului Piatra Neamț. Cunoscută pentru abilitățile sale de comunicare, Luminița Bârlan a recunoscut fără ipocrizie că este o mișcare politică pe care a făcut-o în ideea accepțiunii termenului de democrație și datorită faptului că, în opinia sa, PSD este singurul partid care a acceptat și început reforma politică din interior spre societate. Ceea ce cred că interesează la momentul acesta și PSD, din punctul acesta de vedere, reprezintă un exemplu absolut remarcabil, ideea de reformare a clasei politice. Trebuie spus că ceea ce e foarte important la momentul acesta, credem noi, cred eu în principal și sunt convinsă că și domnii care au avut bunăvoința să-mi acorde această încredere, este ideea de politică inteligentă. Și la momentul acesta, cred că programul lansat de PSD demonstrează acest lucru. Pe de altă parte, știți foarte bine, pe foarte mulți dintre dumneavoastră îi cunosc, la fel cum și dumneavoastră, cred că puteți spune același lucru și despre mine. Ne cunoaștem de multă vreme și știți că pentru mine foarte mult contează ideea de echipă, ideea de om și iată alături de mine și candidatul Partidului Social Democrat pentru primăria Piatra Neamț, domnul Liviu Harbuz, este o persoană pe care o cunosc din vremea liceului. Educația și sănătatea sunt domeniile esențiale în care PSD are nevoie de soluții competente pentru rezolvarea problemelor majore apărute în cele două sisteme. Piatra Neamțul are nevoie de o nouă viziune, o viziune nouă care trebuie să se bazeze pe ceea ce înseamnă sănătate, educație, în primul rând, un mediu de afaceri puternic și sănătos. Iar atunci când vorbim despre cele două domenii foarte importante, unde Piatra Neamț este încă deficitar, respectiv educația și sănătatea, sunt
foarte fericit ca alături de mine, în echipă și chiar în competiția politică, respectiv în poziția de viceprimar, să se afle doamna profesor Luminița Vârlan. Iar atunci când vorbim de strategia pentru sănătate, să-l avem alături pe domnul doctor Juncu Alexandru. Șeful de campanie electorală din județul Neamț, deputatul Ioan Munteanu, a dat asigurări că activul de bază al PSD și candidații la funcțiile din administrația publică locală au determinarea necesară câștigării bătăliei electorale din 5 iunie. Există o bună mobilizare a organizațiilor municipale, orășenești și comunale și nu sunt povești, vă asigur de treaba asta. Nici nu vreau să dezvolt foarte mult, doar trebuie să vă informăm ce se întâmplă și că inclusiv aceste modificări care au avut loc la Piatra Neamț i-au făcut pe oameni să creadă mult mai mult în victoria pe care și le-au propus în data de 5 iunie. Și cred că vom avea satisfacții după acele numărări de voturi, procese verbale și certificarea celor care au câștigat. În continuare, deci s-au finalizat toate discuțiile în toate colegiile, subliniez acest lucru, un lucru foarte important, cu toți candidații s-a discutat, cu fiecare în parte, de către cei doi, așa cum eu am participat în colegiul 5, așa au participat și alți responsabili în colegiul lor, împreună cu cei doi. Avem treabă în continuare cu finalizarea întocmirii dosarelor de candidaturi, pentru candidaturi, pentru că sunt uneori lucruri pe care le scăpăm din vedere la completarea unor liste. Instaurarea spiritului de echipă în Partidul Social Democrat este o garanție a faptului că formațiunea politică va ști să gestioneze în timpul campaniei electorale care va începe peste puțin timp toate problemele inerente specifice acestei perioade de efervescență în viața oricărei formațiuni politice decisă să ajungă la guvernare.